Primăria Municipiului Timișoara, STPT și SMTT lansează sistemul integrat care ajută călătorii să afle în timp real cât mai au de așteptat în stație. Datele GPS sunt citite în tranzi.app, iar sistemul permite afișarea orarului pentru fiecare mijloc de transport în comun în parte, cu sosirile și plecările din stații, dar și poziția în timp real pe hartă a tramvaielor, autobuzelor și troleibuzelor aflate pe traseu în acel moment pe o linie selectată. Astfel, călătorii vor afla dacă au timp să prindă în stație mijloacele de transport în comun când este programat să ajungă următorul, dar și când vor ajunge la destinație. Într-o primă etapă, dacă va fi necesar, sistemul va fi optimizat în funcție de feedback-ul utilizatorilor, iar în perioada următoare vor fi reprogramate ecranele din stații. Este o facilitate pe care timișorenii care folosesc transportul public o așteaptă de ceva vreme și mă bucur că acum devine realitate. Strategia noastră este să transformăm transportul public în principala opțiune de călătorie a timișorenilor. Sistemul de mobilitate al oricărui oraș modern are în centru un sistem de transport public eficient. Vom continua cu înnoirea flotei de transport public în câteva zile urmând să ajungă la Timișoara primul tramvai dintr-un lot de 17 tramvaie moderne, a precizat primarul Dominic Fritz. Pentru a folosi aplicația trenzi.app este necesară descărcarea și instalarea acesteia din Google Play sau App Store.